What's up? Deci noi mergem cu Dumitru la Dubasari să vedem terenuri la Dubasari. Sunt două terenuri, vreau să văd dacă sunt mai bune ca cele de la Chișinău. Let's go! Never too late. Suntem la hidrocentrală electrică din Dubasari. S-a oprit rutiera. Noi mergem. Ia Dima. Dima cu bicicleta lui Monster Tank, care are vreo 100 de schițe. În curând ajungem. Cardio de dimineață. Cardio de dimineață. Deci, dragi prieteni, am ajuns la terenul de la stadionul de la Dubasari. Poftim. Dar să te antrenezi bine. Nu le scoate nimeni pământul, nu îmi place. Așa că cine dorește, veniți, vă antrenați. Cine sunteți din Dubasari, veniți, vă antrenați aici, că este totul, este și paralele și turnicuri și totul. Uitați-vă și paralele. În 3, jos sus. Făcut foarte bine. Suntem cu Dumitru aici pe teren. Totul este super, paralelele. În 3. Bara fixă. Super tare, mie îmi place terenul. Fain. Mersi celor care l-au făcut-o. Nu știu cine, da? Sunteți foarte bravo. O să fie mai multe persoane care duc un mod sănătos, care promovează sportul în aer liber. Suntem acum în Dubasari la piață, Dima vrea să cumpere niște cumpărături să facă. Bicicletele noastre stau aici, într-o parte. Dima așa măsoară. Interojnic. În curând mergem acasă, trebuie să ne trecem pe la un teren, să vedem că sunt două terenuri de street workout în Dubasari. Să trecem și pe la celălalt teren, să vedem ce este acolo. Și apoi mergem acasă. Filmăm bicicletele, dacă cineva vrea să apropie de ele, să vedem să alergăm după el. Așa că e super tare aici, în Dubasari. Trebuie să stăm în piață vreo 15 minute. Să mergem la terenul cel de-a doilea, dar Dumitru s-a reținut aici, nu-ți găsește încălțăminte. Alegerea mică, că este, suntem în Dubasari, nu suntem în Chișinău, dar e bine și asta. În curând el cumpără ce trebuie și plecăm la teren, apoi acasă. Hey guys, deci am ajuns la cel de-al doilea teren de street workout. Dima deja aprobează din Dubasari. În Dubasari sunt la momentul actual două terenuri. Asta este mai puțin mai bun ca la stadion. Terenul acesta se află pe Pușkina 4. Strada Pușkina numărul 4. Veniți, vă antrenați să sunteți în Dubasari sau Corjba, nu știu cu ce. Așa că veniți și faceți-vă, dezvoltați-vă fizic și mental. Deci, am aprobat puțin terenul. Aici este aranjat mai bine și mergem acasă. Dar cam atât cu terenul pentru astăzi. O să venim, cred că în fiecare duminică sau sâmbătă să ne antrenăm aici, că este bun terenul. Și nu ești departe, noi cine doriți să veniți să sunteți în cocieră, mă luați la Corjba, nu știu, veniți aici, vă antrenați. Da. Hannibal for King. Good luck.